1,3 litri. E, na. Liniște, se sâte, sâte. Mare lucru. Da, cine intră? Sâte. Să trăiți, Amitic! Alecule, mă, ce... Dai, ce bine pare că te văd! Ce să fac, că te deslega cu mine cruciat? Iată liniște aici și... Dar la matale e grozav aici! Este? Da. Grozav, bă, grozav de tot! Și-a dat și marea lovitură! Care lovitură? Ce-ai spune, nu o să mă crezi? A scăpat de tramvai! Cum adică asta? Cum adică? Așa, bine! Nu știi că tramvaiul trecea chiar pe sub nasul... Asta... Pe sub geamul. Așa! Și... Când trecea... El o nenorocire, bă, numai că dacă nebunesc, ajunsese că preferam borma și unul dentistului. Și acum? E, acum, acum trece troleibuzul. Face, la ducire, la întoarcere, nici nu-l auzi. Adio, zgomote, trăiască liniștea. Dar asta cine a mitic? Pendula vecinului. Dar bate de parcă ar fi altă drăcire. Și tu, Alecule, bate că e pendulă, dar e o raritate. Din secolul al 8... Din secolul... Uite că a tăcut. Din secolul al 18. Da? Aole, da. Asta cine, Amitic? Un ciocan! Tot de la vecinul? Tot de la... Dar nu de la vecinul ăla, de la vecinul din sus, de la 2. Ah. Că... Schimbă tablourile. Știi, pune natură moarte în locul lui Wilhelm Tell și peisajul cu gâscă în locul fotografiei de la nunta bunicului. Să da, vezi, și fără ciocan nu se poate. E, nu se poate, Alecule, că schimbă și piroanele, că piroanele nu se potrivesc. Pironul de la Wilhelm Tell cu ăla de la gâscă, nu merge. Și asta ține mult? Ei, ține, dar nu așa mult, până vine nevasta. Adică nu nevasta mea, nevasta lui, că eu n-am. Ea, în schimbul 2, lucrează după amiază, în tura din după amiază. Da, păi da, dar ce legătură are nevasta cu piroanele? Are, Alecule, cum să n-aibă, că ea, dacă schimbă... Vrea să schimbe, să-l pui pe Wilhelm Tell la locul lui unde a fost. Că stă bine acolo. E sigur, și schimbă cu piroane cu tot. Asta e. Da. Olă, dar asta ce-i? Parcă e o mașină de tăia lemne, mi-amintit. Nu, nu, nu-i mașinare, că stai miște. Dă-te, te-ai enervat așa, băiatule. Ce, aici în cartier nostru, mașină de tăia lemne. E Drăgoi. Cine? Drăgoi! Drăgoi, gata cu tine. E Drăgoi care e artist. E artist în traforaj. El taie figuri, așa, frumoase. Acum tocmai face o capodoperă, povestea aia. Nu-i spune, mă, Alibaba și aia 40 de coți. Da? Și taie de mult la ei? E, taie vreo 2 luni, așa. Săraci. E? Și nu i-a terminat încă de tăia. Și nu se termină, de-abia a tăia 17. Mai are, a zic că, 23. Da. 23 și pe Alibaba, care e mai... Oră, da. Dar asta ce sunt? Ce-s pocnituri? Să ne vinit? Stai liniște, dar nu-ți fie frică, că nu-i nimica, măi! Sunt copiii lui vecinul meu, Stamate! A? Copiii vecinului Stamate au văzut un film cu cowboy și acum ei repetă scena principală. Da, Stamate ăsta nu-i acasă să-i potolească? Ba, este săracul, este, dar nu poate să-i potolească că are un căluș în gură și e legat de calorifer. Dar de ce l-au legat, săracul? Păi l-au legat că el joacă personajul negativ. Trebuie să-i ajute pe copii drăguți. Iar bate asta. Bate, Alecule, că adineori n-a bătut complet. A rămas o restanță. Ne-am mitit că... Dar ai niște vecini minunați. Am, Alecule, am. Niște vecini o comoară. Nici nu-i auzi. Așa sunt tăcuți și când vin și când ies. Măi, ce să zic? Nu, sunt mulți. Știi ce ne amintică? Da. Am o idee. Ia zi. N-ar fi mai bine să spună iarăși tramvai?